Itinerar Biblic. Itinerar Biblic. Itinerar Biblic. Stimați ascultători, vă prezentăm programul Itinerar Biblic, inspirat din comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Adaptare și prezentare, Pastor Sorin Covaci. Dragi ascultători, am văzut și în întâlnirea noastră trecută că suntem atât de neîndurători cu păcatele altora, dar atât de concesivi în ceea ce ne privește. Sunt și persoane deosebit de intransigente cu el însă, din păcate, extind aceeași intransigentă și la ceilalți. Dragi prieteni, astfel de atitudine împiedică să cunoaștem dragostea și nespusa bunătatea Domnului nostru. În intervenția noastră trecută am făcut cunoștință cu Iuda. Motivul pentru care Dumnezeu a inclus un asemenea capitol în cuvântul său nu este ca noi să înțelegem că el ar aproba în vreun fel un asemenea comportament. Din potrivă, Dumnezeu ne arată cât de decăzută este rasa umană. Suntem atât de receptivi când este vorba despre lucrurile rele și atât de închiși, blocați când este vorba de voia lui Dumnezeu. Dumnezeu folosește tocmai această familie încărcate de păcatele cele mai groaznice pentru a-l aduce în lume pe Domnul Isus în vederea izbăvirii noastre. Domnul Isus, care este fără păcat, a venit să se identifice cu păcatele omenirii, a venit să le ia asupra Lui. De aceea aș sugera că ceea ce avem nevoie nu este o atitudine de intransigență, ci mai degrabă de recunoașterea acestor păcate și apoi de pocăință. Fie ca Dumnezeu să ne dea tuturor această putere de care avem atâta nevoie. Să ne îndreptăm acum atenția către capitolul 39, unde ne întâlnim din nou cu Iosif, cel pe care l-am părăsit după ce a fost vândut de negustorii ezmaeliți în Egipt. Iosif, așa cum o să vedem de altfel, este de o cu totul altă factură decât fratele său, Iuda. Poate că și atenția de care Iosif și Benjamin s-au bucurat din partea lui Iacov a făcut din ei oameni atât de diferiți de fraților. Așa cum spuneam, Iosif a fost vândut ca rob în Egipt. La 17 ani să fii vândut ca rob într-o țară străină nu este tocmai ceea ce ar aștepta un adolescent de la viață. Nici nu se poate spune că este vorba de o situație în care Iosif era plin de curaj. Cu toate acestea, el este în mâna lui Dumnezeu. El nu este abandonat în robie. Dumnezeu este acolo cu el chiar în acele împrejurări în care nimeni nu ar considera că Dumnezeu ar putea fi într-un asemenea loc. Chiar dacă pentru Iosif, așa cum se întâmplă de atâtea ori și pentru noi, este greu să vadă mâna lui Dumnezeu în acele împrejurări, el este acolo. El are și un scop în toate acestea. Nu cred că găsim o altă persoană în întreg Vechiul Testament în a cărui viață să se observe atât de bine scopul lui Dumnezeu, scopul pe care el îl are în ce privește fiecare eveniment în parte, așa cum se vede în viața lui Iosif. Cu toate că mâna lui Dumnezeu este prezentă în fiecare detaliu al vieții lui Iosif, el este patriarhul căruia Dumnezeu nu îi se arată în mod direct, așa cum face în cazul lui Avram sau Iacob. Ceea ce se distinge însă în mod deosebit în viața lui Iosif este directa călăuzire a Duhului lui Dumnezeu. De asemenea, cred că vieții lui îi se potrivește cel mai bine versetul din epistola către Roman, capitolul 8. Este vorba despre versetul 28. De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul său. Iosif însuși exprimă aceste lucruri la moartea tatălui său când frații lui se tem că acum el se va răzbuna pe ei pentru răul pe care l au făcut. Știți însă ce spune Iosif? Voi, negreșit, v-ați gândit să-mi faceți rău. Dar Dumnezeu a schimbat răul în bine ca să împlinească ceea ce se vede azi, și anume să scape viața unui popor în mare număr. Chiar dacă pentru cei mai mulți viața lui pare un nesfârșit șir de probleme și ghinioane, cu fiecare eveniment Dumnezeu este tot mai prezent în viața acestui om. Dragi prieteni, și noi trebuie să recunoaștem că Domnul pedepsește pe cine îl iubește și bate uneori cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Dacă suntem copiii lui Dumnezeu, dacă suntem în voia Lui, Trebuie să fim convinși că nimic nu vine peste noi fără îngăduința sa. Și mai trebuie să fim convinși că dacă ceva vine peste noi, atunci cu siguranță Dumnezeu are un plan și El este spre binele nostru. Fiecare copil al lui Dumnezeu este înconjurat cu un gard viu, dacă vreți. Nimic nu va trece prin acest gard dacă nu este îngăduit de Dumnezeu. Cunoașteți probabil episodul în care satan a cerut să-l încerce pe Iov. Știți ce a zis lui Dumnezeu? Nu l-ai ocrotit tu pe el, casa lui și tot ce este a lui. Ai binecuvântat lucrul mâinilor lui și turmele lui acoperă țara. Totul este în controlul lui Dumnezeu și nimic nu se poate face fără el. Nimeni nu poate interveni în viețile noastre fără permisiunea lui. Cineva spunea foarte frumos că acest verset pe care tocmai l-am citat din epistola către Romani, capitolul 8, este o pernă moale pentru o inimă obosită. Singura și marea noastră problemă este că nu putem vedea lucrurile așa cum le vede el, și parcă nici suficientă încredere nu avem încât să-i dăm voie să intervină în viețile noastre așa cum dorește el. Mai este un aspect care ar trebui să constituie o încurajare pentru fiecare credincios. În ciuda faptului că sunt multe persoane astăzi care susțin că au întâlniri personale cu Dumnezeu așa cum au avut Avram, Isaac și Iacov, asemenea experiențe nu sunt experiențe obișnuite în viața de zi cu zi. Eu unul chiar mă îndoiesc de pretențiile unora cu privire la asemenea experiențe. În schimb, cred că faptul că Iosif n-a avut parte de o asemenea întâlnire, cel puțin așa înțelegem din scriptură, trebuie să ne facă să nu ne simțim frustrați din cauza că noi nu avem parte de asemenea experiențe mistice. Dumnezeu are nenumărate mijloace de a se apropia de o persoană, de a o călăuzi, de a-i vorbi, de a comunica cu ea. Nu știu câți dintre noi ar suporta experiența întâlnirii directe cu Dumnezeu. Să vedem însă ce se întâmplă cu tânărul Iosif. Iosif a fost dus în Egipt și Potifar, dregătorul lui Faraon, căpetenea străjerilor, un egiptean, l-a cumpărat de la Ismaeliți care îl aduseseră acolo. Din câte cunoaștem din relatările istorice cu privire la vânzarea sclavilor, putem spune că Iosif era considerat a fi o marfă de primă clasă. Faptul că a fost cumpărat de unul din demnitarii de seama Egiptului indică acest lucru. Domnul a fost cu Iosif, așa că toate îi mergeau bine. El locuia în casa stăpânului său, egipteanul. Stăpânul lui a văzut că domnul era cu el și că domnul făcea să-i meargă bine ori de ce se apuca. Chiar de la acest prim pas pe care Iosif îl face, Dumnezeu este cu el. Nu numai Iosif vede lucrul acesta, dar chiar și stăpânul lui. Lucrul acesta face ca faima lui Iosif să crească tot mai mult. Iosif a căpătat mare trecere înaintea stăpânului său, care l-a luat în slujba lui, l-a pus mai mare peste casa lui și i-a încredințat tot ce avea. De îndată ce Potifar l-a pus mai mare peste casa lui și peste tot ce avea, Domnul a binecuvântat casa egipteanului din pricina lui Iosif, și binecuvântarea Domnului a fost peste tot ce avea el, fie acasă, fie la câmp. Potifar îi încredințează tot ce are lui Iosif, și Dumnezeu îl însoțea pe acesta în tot ce făcea. Nu știu câți oameni de încredere mai sunt astăzi, dar cert este că Iosif era un astfel de om. Lucrurile însă nu merg bine la infinit. Dumnezeu are și alte planuri pentru el. Versetul 7. După câteva vreme s-a întâmplat că nevasta stăpânului său a pus ochii pe Iosif și a zis: Culcă-te cu mine! Iosif era un tânăr atrăgător. Potifar îi acordase o mare autoritate peste casa lui. Tot ce este posibil, așa cum erau obiceiurile atunci, ca soția lui Potifar să fi fost mult mai tânără decât el. În cele din urmă, ea se simte atrasă de Iosif și își propune să-l momească. Însă Iosif se dovedește a fi un om cu un caracter deosebit. El n-a voit și a zis nevestei stăpânului său, Vezi că stăpânul meu nu-mi cere socoteală de nimic din casă și mi-a dat pe mână tot ce are. El nu este mai mare decât mine în casa aceasta și nu mi-a oprit nimic afară de tine, pentru că ești nevasta lui. Cum aș putea să fac eu un rău atât de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Iosif nu este numai un om cu un caracter deosebit, dar și unul care înțelege că el este reprezentantul lui Dumnezeu în acel loc. El are o misiune. El nu poate păcătui împotriva lui Dumnezeu. Pe mine unul, recunosc, mă uimește comportamentul lui Iosif. Este fără reproș. Este dovada credinței lui în Dumnezeu. Adesea am întâlnit oameni și chiar pe mine însumă m-am surprins din dovadă de necredincioșie și revoltă față de Dumnezeu. De fapt, orice act de neascultare este un act de nesupunere față de Dumnezeu. Dar, cum spuneam, adesea ni se pare că Dumnezeu nu mai este cu noi, nu ne mai ajută, nu-i mai pasă de noi și considerăm că nu mai are niciun rost să ne împotrivim ispitelor. Poate că Iosif ar fi putut să spună la fel. Poate că putea să se întrebe, în cele din urmă, cum mi-a răsplătit Dumnezeu credincioșia mea? Nu se întâmplă așa ceva cu Iosif. El este credincios lui Dumnezeu fără să pună alte întrebări. Aceasta este, de fapt, credința. Credința nu este întotdeauna emoție. Nu este nevoie să simți întotdeauna că Dumnezeu este acolo cu tine, să simți inima încălzită, palpitând. Credința mai înseamnă să știi că Dumnezeu este acolo în ciuda evidențelor pe care le ai la un moment dat. Adesea, în rugăciunile noastre, aducem înaintea lui Dumnezeu diferite probleme pe care le avem și așteptăm răspunsul lui. Dumnezeu ne răspunde, dar dacă nu o face așa cum ne-am gândit noi că o să răspundă, atunci credem că, de fapt, Dumnezeu nici nu și-a manifestat interesul față de problema noastră. Mi-aduc aminte de o fetiță care, la grupul ei de școală duminicală s-a rugat ca Dumnezeu să facă în așa fel încât în după amiaza aceea să fie vreme frumoasă. Voia să iasă în parc cu părinții ei. După amiază însă a fost ploioasă și s-a dus la biserică. O altă fetiță care o auzise rugându-se i-a spus, E, vezi că nu te-a ascultat Dumnezeu? Fetița noastră însă a dat un răspuns foarte matur. nu e adevărat. Dumnezeu m-a ascultat, dar el a zis că e mai bine să fiu la biserică decât să mă plimb în parc. Adesea nu ne convin răspunsurile pe care ni le dă Dumnezeu, și pentru că nu credem că Dumnezeu ne poate refuza ceva, preferăm să credem că nu ne-a ascultat. El ne ascultă, dar în providența lui, el știe ce este cel mai bine pentru noi. Așadar, dragii mei prieteni, Dumnezeu nu ne lasă fără răspunsuri. Numai că nu întotdeauna ele coincid cu așteptările noastre, iar în aceste situații cel mai bine este să-i dăm credit lui Dumnezeu. Pentru că el știe cu siguranță ce este mai bine pentru noi. Cred că Iosif cunoștea foarte bine acest lucru, pentru că el rămâne credincios lui Dumnezeu. Apoi, Iosif face o frumoasă demonstrație cu privire la ceea ce așteaptă Dumnezeu de la noi oamenii. Când Iosif a fost dus în Egipt, această țară era la fel de idolatră cum era și Babilonul. Într-o țară idolatră cum este Egiptul, Iosif vine cu o foarte frumoasă mărturie despre Dumnezeul cel viu și atotputernic și dă dovadă de un standard moral foarte înalt. Când această femeie încearcă să-l ademenească, el dovedește nu numai o moralitate deosebită, dar și o foarte mare apreciere față de stăpânul lui și față de căsătoria lui. Având în vedere părerea despre căsătorie pe care o avea oamenii acelor vremuri, Iosif este o excepție. Amintiți-vă numai viața lui Iuda, fratele lui Iosif. Iosif, și din acest punct de vedere, este atât de diferit. Pentru el, căsătoria are o semnificație aparte. Este o legătură sfântă. Vedeți, Dumnezeu este cel care a instituit căsătoria. Nu este o soluție socială descoperită de noi oamenii. Este ceva ce Dumnezeu a instituit prin autoritatea lui și oricine desconsideră legământul căsătoriei îl sfidează pe Dumnezeu. Bărbatul care desconsideră legământul căsătoriei desconsideră orice alt legământ pe care l-a făcut cu Dumnezeu. În slujirea mea ca păstor am întâlnit oameni care au divorțat. A fost interesant să observ că și în ceea ce privește relația lor spirituală, acești oameni au decăzut din ce în ce mai mult, unii sfârșind chiar foarte rău. Aceasta pentru că erau oameni care pierduseră orice capacitate de a lua angajamente și de a se achita de ele. Pentru Iosif însă, căsătoria era o instituție divină. Și cu cât el se împotrivea mai tare ispitei, cu atât ea devenea mai puternică. Versetul 10 Măcar că ea vorbea în toate zilele lui Iosif, el n-a voit să se culce și să se împreune cu ea. Potifar, în calitate de slujbaș al lui Faraon, era plecat de acasă probabil o foarte mare parte din timp. Poate că era plecat mult prea mult de acasă. Iar femeia aceasta zi de zi îl ispitea pe Iosif. Cred că fiecare refuz al lui Iosif făcea ca în inima ei să crească anumite resentimente față de el. De acum ea se simțea umilită. Vechea zicală spune: Nici iadul nu fierbe ca o femeie disprețuită. De aceea, de acum, ea începe să se gândească la răzbunare. Într-o zi, când intrase în casă ca să-și facă lucrul, și când nu era acolo niciunul din oamenii casei, ea l-a apucat de haină zicând: culcă cu mine! El i-a lăsat haina în mână și a fugit afară din casă. Când a văzut ea că îi lăsase haina în mână și fugise afară, a chemat oamenii din casă și le-a zis, Vedeți, ne-a dus un evreu ca să-și bată joc de noi. Omul acesta a venit la mine ca să se culce cu mine, dar eu am țipat în gura mare. Și când a văzut că ridic glasul și strig și a lăsat haina lângă mine și a fugit afară, și-a pus haina lui Iosif lângă ea până s-a întors acasă stăpânul lui. Se pare că femeia aceasta n avea o părere prea bună despre soțul ei. El îl învinovățește pe el de aducerea lui Iosif în casă. Iată în ce situație era pus Iosif. Singur în țară străină, străduindu-se să trăiască curat, este acum victima unei teribile înscenări. Soția lui Potifar cu siguranță era o maestră în scenărilor, iar soțul ei e suficient de naiv să o creadă. Atunci a vorbit astfel. Robul acela evreu pe care ni l-a adus a venit la mine ca să-și bată joc de mine și cum am ridicat glasul și am țipat și a lăsat haina lângă mine și a fugit afară. Se prea poate că acest potifar să fi fost un bun soldat, dar un soț slab. Se pare că nu-și cunoștea soția mai deloc, de aceea nu este greu acesteia să-l mintă în felul acesta. Oricum, Iosif este în cele din urmă aruncat în temniță. Se pare că femeia aceasta nu era la primul incident de acest gen. Probabil Iosif era doar un altul dintr-o lungă serie de cuceriri. Numai că de data aceasta nu i-a mers așa cum se gândise. Iosif nu era ca ceilalți, el era deosebit. După ce a auzit cuvintele nevestei sale care îi zicea, iată ce mi-a făcut robul tău, stăpânul lui Iosif s-a mâniat foarte tare. A luat pe Iosif și l-a aruncat în temniță în locul unde erau închiși în temnițați împăratului și astfel Iosif a stat acolo în temniță. Numai că, dragii mei, Dumnezeu era și acolo și, credeți-mă, Poți să fii în cel mai frumos palat, dar dacă ești lipsit de prezența lui Dumnezeu, ești într-un iad. Pe de altă parte, poți să fii în închisoare sau în orice alt loc, oricât de oribil poate fi el. Dacă Dumnezeu este acolo, ești în rai. Dumnezeu era acolo cu Iosif. Dacă ar fi după standardele celor mai mulți, Iosif era un om urmărit de ghinion. Acasă era favoritul tatălui său, purta haina aleasă și dintr-o dată este vândut de proprii frați. Apoi, lucrurile încep să se schimbe cât de cât în bine, și dintr-o dată este trimis în închisoare. Trebuie să înțelegem acum că Iosif, în ciuda poziției înalte pe care o atinsese, era încă sclav. Soția lui Potifar avea și autoritate, și orice ar fi spus Iosif în apărarea lui, cu siguranță n-ar fi fost luat în seamă. Așa că lui Iosif nu-i rămâne altceva de făcut decât să accepte situația. De fapt, sunt sigur că el o accepta ca fiind în controlul lui Dumnezeu și știa că Dumnezeu va întoarce din nou lucrurile. De fapt, este ceea ce citim în continuare. Domnul a fost cu Iosif și și-a întins bunătatea peste el. L-a făcut să capete trecere înaintea mai mare lui temniței. Și mai marele temniței a pus sub privegherea lui pe toți întemnițații care erau în temniță. Și nimic nu se făcea acolo decât prin el. Mai marele temniței nu se mai îngrija de nimic din ce avea Iosif în mână pentru că Domnul era cu el și Domnul îi dădea izbândă în tot ce făcea. Așa cum spuneam, chiar cea mai grea închisoare poate fi un loc al binecuvântărilor dacă ești însoțit de Dumnezeu. Iosif era însoțit de Dumnezeu. Chiar dacă Dumnezeu nu îi se arată așa cum se arătase celorlalți patriarhi, Iosif știa că Dumnezeu este acolo. Primul semnal că Dumnezeu era cu el este dat de favoarea pe care o găsește din partea conducătorului închisorii. În scurt timp, Iosif ajunge să fie investit cu autoritate peste toți întemnițații. Interesantă este atitudinea lui Iosif, care nu pare deloc dezamăgit de ceea ce se întâmplă. El nu reacționează ca un om înfrânt, ci este mai degrabă optimist, încrezător în viitor. Cred că sunt mulți cei care au nevoie de această lecție pe care Dumnezeu ne-o dă prin Iosif. Dacă privim numai la ceea ce societatea și guvernele acestei lume oferă, atunci nu prea avem multe motive să fim încrezători în viitor. Societatea nu s-a schimbat prea mult din vremea lui Iosif și până acum. Lumea este la fel de coruptă, frații se poartă la fel, căzniciile nu sunt nici cele mai bune, iar justiția este la fel de incapabilă în a deosebi adevărații vinovați de victime. Așadar, optimismul nostru nu poate fi în niciun caz alimentat de circumstanțele în care ne aflăm. Ceea ce trebuie să alimenteze optimismul nostru este credința noastră în Dumnezeu. Conștientizarea faptului că Dumnezeu este în controlul tuturor lucrurilor. Lucrul acesta presupune credință în Cel care domnește în întreg universul. Înseamnă credința că nimic din ceea ce face El sau îngăduie El nu îți va face vreun rău. Înseamnă încrederea că atunci când El nu schimbă o circumstanță, El vrea schimbarea ta. Atitudinea lui Iosif ne aduce aminte de un verset pe care îl găsim în epistola adresată evreilor, capitolul 12. Este adevărat că orice pedeapsă deocamdată pare o pricină de întristare și nu de bucurie, dar mai pe urmă aduce celor ce au trecut prin școala ei roada dătătoare de pacea neprihănirii. Cu siguranță că roadele nu vor întârzia să apară în viața lui Iosif, așa cum nu vor întârzia să apară în viața fiecăruia dintre noi. Istoria lui Iosif infirmă vechea zicală conform căreia orice om are un preț. Satan așa și-ar dori să cumpere pe oricine pentru el prin orice mijloc. Au fost însă anumiți oameni pe care nu i-a putut cumpăra și Iosif este unul dintre ei. Dragul meu prieten, și pe tine vrea satana să te cumpere, așa cum vrea să mă cumpere și pe mine și pe noi toți. Însă Dumnezeu a plătit deja un preț pentru fiecare dintre noi. El dorește să fie mai lui, el ne lasă însă nouă alegere. Să alegem ceea ce ne va aduce cea mai mare fericire. Să fim cu Dumnezeu. Se încheie episodul produs și pus la dispoziție de Transol Radio România. Vă anunțăm că suntem interesați de efectele sale în viața dumneavoastră. De asemenea, că puteți solicita copii ale episoadelor în format MP3 sau materialele scrise în format electronic. Contactați-ne la telefonul 021-346-2468 sau prin e-mail la adresa radioarondtwr.ro. Vă mulțumim! Itinerar Bibli. Itinerar Bibli. Itinerar Bibli.